Dumnezeu să vă binecuvinteze cu un Paște fericit în familiile dumneavoastră, cu cei dragi, dar mai ales cu Cel ce și-a dat viața pentru noi. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Domnul Iisus Hristos. Împreună cu Viorel Mureșan, prietenul meu din Austria, ne-am gândit să cântăm această cântare și vă rugăm să o căutați pe internet, să cântați împreună cu noi, la crucea de la Golgota. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu este Cel care schimbă viețile noastre. Am încercat să-mi schimb viața și am ajuns trudit și împovărat. Dar El este Cel care a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Îmi doresc din toată inima mea Paștele acestea să fie sărbătorit așa cum a intenționat Dumnezeu. Noi nu trebuie să fim supărați că El a biruit, a înviat și este viu în veci de veci.